a doua săptămână a lunii iunie va începe sub semnul unei quadraturi tensionate între Marte și Pluto, aspect ce va aduce în prim plan teme precum lupta pentru putere, transformări intense, dorința de răzbunare, furie și dominație. Aceste energii pot genera conflicte și provocări, mai ales pentru nativi din Scorpion, Berbec, Leu și parțial Capricorn. Scorpion, vei simți o presiune internă intensă, o dorință de a prelua controlul și de a transforma complet anumite aspecte ale vieții tale, este esențial să canalizezi această energie spre proiecte constructive, evitând confruntările directe. Berbec, frustrarea și furia pot ieși la suprafață, mai ales în relațiile personale și profesionale, încearcă să găsești modalități sănătoase de a-ți exprima sentimentele și de a evita conflictele inutile. Leu! Această perioadă te poate face să te simți provocat în poziția ta de autoritate. Fii atentă la tendința de a domina și de a impune voința ta asupra celorlalți. Capricorn, parțial afectată de acest aspect, vei simți o nevoie crescută de a controla situațiile financiare și de a impune ordine în viața ta profesională. Atenție la rigiditate și la tendința de a fi prea critic. Bești! poți resimți intensitatea cuadraturii prin episoade de violență emoțională, gelozie sau furie îndreptată către propria persoană. Este important să practici autocompasiune și să cauți sprijin emoțional. Balanță, s-ar putea să te confrunți cu sentimente de furie și frustrare în relațiile tale. Încearcă să menții un echilibru și să eviți conflictele directe, canalizând energiile către activități creative. RAC această perioadă poate aduce tensiuni în familie și probleme legate de proprietăți sau moșteniri. Încearcă să rămâi calm și să abordezi problemele cu sensibilitate. Taur, poți fi implicat în conflicte legate de probleme legale, asigurări, împrumuturi sau distribuirea profitului. Este recomandat să fii prudent și să consulți un expert înainte de a lua decizii majore. Fecioară conflictele în sfera financiară și legală pot apărea, necesitând o abordare analitică și detaliată. Evită să te lași copleșită de anxietate și să rămâi organizat. Gemeni, este indicat să eviți participarea la evenimente de masă și activitatea fizică intensă. Risc crescută de accidente și tensiuni neașteptate. Prioritizează odihna și activitățile intelectuale. Vărsător, similar cu gemenii, ar trebui să te retragi din aglomerații și să eviți eforturile fizice extreme. Concentrează-te pe planificare și reflexie interioară. Quadratura lui Mercur cu Saturn la mijlocul săptămânii va duce necesitatea de a rezolva probleme vechi și de a aborda sarcini cu o abordare structurată și riguroasă. Vărsător, planurile tale pot întâmpina obstacole majore, mai ales în sfera organizatorică. Este esențial să rămâi flexibil și să găsești soluții inovative. Capricorn, te vei confrunta cu provocări în realizarea obiectivelor profesionale și în menținerea disciplinei. Rămâi perseverent și nu te descuraja în fața dificultăților. Gemeni, există riscul de a pierde documente importante, ceea ce poate crea haos în munca ta. Fii extrem de atent și organizat. Fecioară, Atenția la detalii este crucială pentru a evita pierderea informațiilor esențiale. Evită stresul inutil prin menținerea unei rutine bine definite. Balanța, lipsa de timp și presiunile de la locul de muncă pot crea tensiuni. Gestionarea eficientă a timpului și prioritizarea sarcinilor sunt esențiale. Berbec, problemele cu superiorii pot apărea, necesitând o abordare calmă și diplomatică. Evită conflictele directe și caută soluții constructive. Bești, dificultăți în contactarea persoanelor în vârstă și posibile probleme de comunicare. Fii răbdător și empatic. Rac, comunicarea cu seniorii din familie poate fi problematică. Încearcă să asculți activ și să arăți înțelegere. Taur, obstacole în relațiile cu persoane mai în vârstă și posibile neînțelegeri. Menține un ton calm și respectuos. Conjuncția soarelui cu mercur la mijlocul săptămânii va duce o ameliorare a tensiunilor și o îmbunătățire generală a dispoziției și bunăstării. Leu, interacțiuni pozitive în sfera profesională și noi prietenii, exploatează oportunitățile pentru networking. Berbec, îți vei face noi prieteni și vei avea succes în colaborările profesionale. Fii deschis la noi conexiuni. Gemeni, Succes în tranzacții comerciale și avansare în poziții de conducere. Profită de acest val pozitiv pentru a-ți consolida poziția. Fecioară, relații romantice îmbunătățite și o creștere a armoniei în viața personală. Fii deschis la exprimarea sentimentelor. Săgetător, experimentează o revitalizare a relațiilor romantice. Investește timp și energie în parteneriatele tale. Scorpion. Îmbunătățirea relațiilor cu rudele și copiii. Concentrează-te pe consolidarea legăturilor familiale. RAC. Posibilitatea de a stabili contacte pozitive cu familia. Fi deschis la reconciliere și comunicare sinceră. Bești. Favorabil pentru actualizarea garderobei și achiziționarea de haine strălucitoare. Profită de acest moment pentru a-ți exprima creativitatea. Balanță. Înnoirea garderobei și accentuarea stilului personal te vor ajuta să te simți mai încrezător. Quadratura disarmonică a lui Mercur și a lunii negre de duminică va afecta în special sfera emoțională, aducând îngrijorări și tensiuni. Gemeni, îngrijorările legate de aspectul fizic pot reduce stima de sine. Concentrează-te pe aspectele pozitive și pe autoacceptare. Balanță, tensiuni legate de autoimagine. Evită să te compari cu ceilalți și apreciază unicitatea ta. Fecioară, preocupările legate de aspectul fizic pot crea nesiguranțe. Lucrează la cultivarea unei percepții pozitive despre tine însă îți. Scorpion, sentimente de neîncredere și gelozie în relațiile personale. Încearcă să comunici deschis și să eviți suspiciunile nefondate. Berbec, furie și neîncredere față de parteneri și prieteni practică răbdarea și clarificarea eventualelor neînțelegeri. Leu, intensificarea sentimentelor de furie și gelozie. Abordează aceste emoții prin dialog sincer și deschis. Rac, căutarea dovezilor pentru fricii raționale poate crea tensiuni. Concentrează-te pe fapte și pe sprijinul celor dragi. Bești, tentația de a verifica constant dacă fricile tale sunt fondate. Încearcă să ți canalizezi energia spre activități pozitive. Taur, fixarea pe flacuri și dispute cu cei dragi. Încearcă să eviți conflictele mărunte și să te concentrezi pe esențial. Capricorn, dispute legate de detalii nesemnificative. Fii conștientă de tendința de a exagera importanța problemelor minore. Săgetător, implicarea în conflicte mărunte poate afecta relațiile fii atentă la modul în care gestionezi criticile și observațiile. Vărsător, suspectarea și căutarea inamicilor pot apărea. Analizează-ți gândurile și încearcă să găsești rațiunea din spatele temerilor tale. Această săptămână aduce provocări semnificative pentru majoritatea semnelor zodiacale, dar și oportunități de creștere și transformare personală. Fii deschis la schimbare, Caută soluții constructive și mențineți echilibrul emoțional pentru a trece cu bine peste aceste influențe astrale. La revedere, draga mea. Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept.